Gedoia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de The Hunter, Call of the Wild! Pe Barbă Neagră, suntem aici cu Alin, Alin este la poligon, iar eu mă duc după căprioară. Uitați-vă numai ce frumoasă este priveliștea din față. Mai bine mă antrenez pe căprioare. El este la poligon, se antrenează un picuț. Eu sunt Colea, am auzit o căprioară roe deer și asta ar trebui să funcționeze cu asta. Asta este vrăjeala care merge la căprioara asta roe deer. Am câteva urme în față și n-am ce, deci este absolut gorgeous harta asta. Suntem pe altă hartă în momentul de față, asta e să vedem. Fira nu mai arată pe ce harte sunt, dar sunt pe alta, nu mai sunt pe lake, sunt pe cealaltă, că doar două am. N-am mai multe, am decât două. Deci, suntem pe cealaltă, nu pe like. Cred că aud ceva. Oricum, merg contra vântului. Am fost foarte atent să nimeresc treaba asta, să merg contra vântului. Să nu cumva să merg cu vântul și mirosul meu să-l ducă la căprioare și după aia să am de regretat, știi? Așa că suntem acum pe ea. Acum nu știu exact unde e, că dacă e băgată pe acolo, văd urmele prin stânga. Eu am luat-o pe acelea pe o cărăriță, dar nu-mi prea dă iar. Opa, cred că am văzut ceva acolo, ia stai un pic să ne uităm. Nu știu sigur dacă e căprioara mea. O, uite aici. Ok, hai să încercăm să o chemăm. Poate asta cred că e a mea. Încerc să o chem încoace. Aș vrea să o iau mai de la deportare. Eu am arma aia puternică, voi o știți. Arma aia mea, barosancă. Dar asta văd că fuge, o ia în altă parte. Văd că nu știe exact ce să facă. E așa între. Uite, abia acum vine puțin tel încoace. O să mă duc puțin mai în stânga, pentru că vreau să mă ascund în spatele tufișului ăstuia. O aud și mă bazez că tufișul ăsta o să-mi ofere protecție. Poate să lucreze și împotriva mea, că dacă căprioara vine pe stânga pe acolo, am cam îmbulinat-o. Hai! Hai la mine! Apoi, eu am... cred că m-a simțit, este. Cred că m-a simțit. Dacă m-a simțit, vreau să fie, trebuie să aștept să se oprească. Nu prea vreau să o iau din fugă. Mamă, cel de la distanță m-a simțit asta, unele. Ce chestiune. Deci a fugit în partea asta, nu? Uite acolo. Sau e alta? Ba nu, aia e alta. Deci am două pe aici. Ia-o pe asta. Uite aici. O văd. Apoi cred că mă duc la cealaltă tiptil, că la asta nu cred că mai am nicio șansă. Apoi cealaltă. Aia, cred că aia e a mea. Hai să vedem ce face, să vedem dacă se odihnește sau pur și simplu. Opa. What the fuck? Și mai e una pe aici, mai am una pe acolo. Dar aia unde este? Aia s-a ascuns. No, eu nu mai văd pe cealaltă, aia a plecat de acolo cumva. Deci am una și pe aici, dar nu vreau să intru în desișul ăsta pe aici de plante, că dacă intru pe aici am cam îmbulinat-o și nu mai găsesc nimic după aia. Sunt curios de asta. Dacă s-a pus cumva în jos sau a fugit. Cred că a fugit asta. Ba nu, uite aici. Asta e? Uite aici. Asta e fals gomot. Asta ce este? Stai puțin. Warning call. Ok. Ok, dacă e pe warning call, îi dăm cu asta. Vreau doar să o scot un pic de acolo, atâta tot. Deci dacă aș scoate puțin afară, ia să ne dăm noi pe control și să ne mișcăm un pic mai la dreapta. Încă sunt contra vântului, ceea ce e foarte fain pentru mine. O pândesc așa ușor. Doamne, cât de mult îmi place aici, deci dacă nu aveți bani de vacanță, luați-vă jocul ăsta. Am o cireadă pe lângă mine. Și vă asigur că nu veți regreta. Aud și prin dreapta și prin stânga. Uite, am două. Noi, eu ce fac acum? Vedeți? Am una în dreapta, uite acolo. Și una aici în stânga. Și încă una aici.
Ai una. Stai așa. Și alta a fugit, dar unde a fugit? Hai să luăm cu arma pe cealaltă. Uite, uite-le pe ambele acolo. Vai ce recoil are asta. Jesus! Hai încă una. Hai mă. Uite aici. Unde ești, măi? A căzut? Păi da, nu văd. Ai? Cred că. La săgeata, din câte observ, contează și vântul. Interesant asta. Mamă, ce mișto am luat-o pe asta. Nice. La arc? Dacă nu-ți pare că nu-i influențează, dar e de centru foarte mare. Nici nu am luat în calcul. E bine de știut treaba asta. Pentru că... știi ce? De fapt, la arc nici nu dai la distanță. Eu nu dau. Că nu nimeresc. Eu am mai încercat de la distanță cu arcul. Băi, eu nu știu dacă acolo este sau nu o căprioară. Acolo am omorât o căprioară sau nu. Nu-mi dau seama. Eu o să mă duc într-acolo. Că sigur am rănit-o pe aia. Deci m-aș fi foarte surprins dacă n-aș fi rănit-o. Dar nu știu sigur dacă stă jos sau nu. Aici cu siguranță sunt mai multe căprioare. Deci avem potențial mare. Și la Roe Deer putem să ne băgăm tot timpul. Mi se pare cea mai ușoară pradă. Roe Deer. Ăștia mi se par mie foarte ușoare de luat, dar nu-i de acolo că faci și cu astea și bănuței faci și puncte. Merge. Ok, ăsta ar trebui să fie very fresh. Ok, și pe aici ar trebui să găsim o pată de sânge dacă eu sunt priceput. Da! Foarte priceput și avem și cadavru în față. La 50 de metri cu vânt spre dreapta deviază. Să văd la 100. Wow, ok. Asta e bine de știut, Alin face teste. Mamă, ce tare. Ok, hai că am luat-o și pe asta. Încotro, de unde? Din partea asta s-a auzit. Warning call. Hai să băgăm niște vrăjeală de asta. Interesantă treaba că arma asta e extrem de puternică. Deci am o armă extrem de puternică. Trebuie doar să îi iau și acele gloanțe cu polimer. Încă nu le am. Nu le-am desfăcute. Aia e singura mea belea. Dar când o să vină vremea să le desfac, să le deblochez, atunci știți-vă bine că o să arat chiar tot. Atunci chiar nu mai e nimic să mă țină înapoi. E fix cea mai puternică armă. Cred că căprioara asta din față a venit pe aici. Astea sunt niște urme picoleșe. E foarte dificil să vezi ceva în desișul ăsta pe aici, dar încerc să mă benoclez. Ok, avem niște droppings pe aici. Hai să vedem dacă sunt fresh sau nu. Just now. Ok, un iepure sălbatic. Se aude. Nu cred, mă, se aude cu ecou aici jos. Du-te, frate. Deci fiindcă suntem sub atâția copaci, se aude cu ecou. Cât de tare. Ok, să vezi tu de numă. Muzi ceva? Ha! Să vezi tu de nu mă lovesc pur și simplu de căprioară. Ceva prin față? Nu prea. Slăbuți, slăbuți. Ok, urmele duc încoace. Doar că urmele mele cu albastru au dispărut. Nu, cum se face treaba asta? Poate să-mi explice cineva? Aha! Iau-te-le din nou. Mă, eu mă duc după căprioara. Ia uite, am văzut-o. Ok, o să stau pe control. Și dăm cu vrăjeală. Ia hai să vedem. Hai să beau o gură de apă până vine asta la mine. A trebuie să vină la mine. Trebuie, hai da, cam. Hai da. Vine, mă? Ascuns firar să fie în spatele pomilor astea. Băi, nu mai văd, mă. Cum s-a pitit, mă, asta fix în spatele pomilor? Uite-te, uite-o fix acolo. Mă, eu o aștept. Da, îi dau daună totală de aici. Ce să mai, că o să cadă mai încolo, n-are cum, de la... Doar o singură dată am nimerit la nimereală. Uite, a și căzut acolo.
100 de metri, Jesus. Păi eu nici la 20 nu iau. Eu chiar cu arcul nici la 20 de metri nu iau. Dar mi-te la 100 de metri, holy shit, man. Prea mult, 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 prea mult. Nice, al treilea kill. Roe deer, foarte, foarte ușor de luat. Ce avem aici? 192, ok, 500. Puțin cash, foarte, foarte puțin cash. Hai să vedem dacă mai e ceva pe aici. Dacă nu, o să facem următoarea chestie. O să iau ATV-ul și mă duc puțin tări și pe la explorat. Aș vrea să mă mai duc un pic și pe la explorat, chiar că n-am mai fost de mult și mai deschid și eu un picuț harta. Și mai încercăm aceste zone noi. Ok, hai să ne teleportăm acasă. Casa mea este aici. Uite, prin zonele astea ar fi interesant să mergem. Poate și prin Hirschief. Picolea așa, Aline Picolea. Prin zona asta eu n-am avut succes. De fapt, știi ce? Hai să mergem noi tot așa în față. Hai să mergem tot în față și poate descoperim niște zone frumoase pe aici. Și pline, bogate de faună. Nu știu, mi se pare, am dat timpul pe rapid, practic am dormit pe timpul nopții și acum când am intrat, mi se pare așa foarte, foarte liniște pe aici. Bate vântul, deci de când am intrat a bătut vântul foarte, foarte tare. Și ploaia, deși lucrează în favoarea ta, vântul nu prea ți este prieten. Pentru că vântul îți cam duce mirosul. No, chestia e că mie nu prea îmi place pe aici. De. Aș fi vrut undeva la munte. Nu putem să mergem undeva la munte. Uite, am putea, dar în partea asta avem foarte, foarte mult de mers. Ăsta este munte Colea, la Lookout. Uite acolo. Acolo e tare de tot. Putem să mergem, că oricum îl avem pe ăsta aproape. Și mai avem și munte Colea. Asta ar trebui să fie munte. Petrășani Cornfields nu e munte. Uite și la lacul ăsta ar fi interesant să mergem. Hai să punem un waypoint aici. Cam așa ceva. Și să mă duc acasă și dau fast travel. Și o să iau ATV-ul. Așa, am o grămadă. Am o grămadă de lucruri pe acilișa, no problemos. Nu mai trebuie să mai cumpăr absolut nimic decât un ATV. Îmi place că nu dau bani pe ăsta. Asta îmi place. Cei ce Alin aici, cum ai să-i meresc, e buguit cu arcul la 100 de metri. Se oprește în aer la 50. What the fuck? What? Ce? The fuck? Ce Dumnezeu? Ok, aia chiar e ciudat. Aia chiar e ciudat. Ok, am 3 km 85. Am ceva de mers. O să ne uităm puțin pe harta așa, să vedem și noi cât de frumoasă este. Și cum ne intră roțile în pământ, că, na, de ce nu? Așa, hai să facem noi puțin investigație. Eu vreau să ajung aici. Cred că cel mai bine ar fi să nu o luăm pe drum, ci să o luăm pur și simplu pe tarla. Eu presupun că aia ar fi cea mai bună soluție. Văd urme pe aici, deci putem să luăm. Dacă mă plictisesc, pot să iau pe aici. Reanimal acolo în față. Nu este. Nu știu ce mi s-a părut că dau de un animal. Așa, am un lac pe stânga. Cum fac să ropolesc pe ăsta? A, ok, merg pe margine. Cu scrin ce o să seara când ieșim. Ok. Ok. Dar te cred. Nu-i problemă. Nu este una problema. Opa, aici nu am fost niciodată. The fuck is here? Asta e camping cumva. Sunt urme și pe aici. What? The fuck, man? Ce-o fi aia? Are camping ceva. La regulă. Interesantă treaba, n-am mai întâlnit-o până acum, e prima dată. Uite, asta e o zonă foarte miștoacă. Și văd și urme pe aici. Hop, iar a venit un nor. Deci bănuiesc că am putea vâna și pe aici. Bine, că zgomotul ATV-ului meu face ca toate animalele să fugă din zona, dar hei. Putem să venim să lăsăm în altă parte. A, cum am observat, ATV-ul are chiar și kilometraj și mi-arată că merg cu 29-30 de km pe oră. Bă, ce tare. Asta nu n-am mai observat-o până acum. No, bun, hai să vedem cum încroiesc și eu loc pe aici. O să fie un fel de ATV simulator în momentul de față.
pentru că nu vreau să iau pe drum și după cum bine vedeți, bine am făcut până la pe drum, am scurtat distanța foarte mult. Spre Berg, spre Berg, mergem spre Berg. Ce tare. Mamă, ce de urme. Băi, înainte nu găseam urme și pe aici găsesc o grămadă de urme. Sper ca în noua mea locație să găsesc și acolo urme. Și totodată să mai și descoperim lucruri. What the hell? Ce mai am face un castel? What the fuck? Ok. Cred că am descoperit ceva interesant. Nu știam de existența castelului ăsta. Wow. Holy smokes. Jesus. Am găsit un castel. What the fuck, man? Uite castelul. Uai, da, viața mea. Nice. Ce să zic? Un gem. O mică comoară pe hărțulie. Auci. Băi, nici nu știam de așa ceva. Nu știam de existența castelului ăsta. Ruine, ia uite, fratele meu. Wow, și ăsta e un lookout. Inspect. Spreeburg Castle. Spreeburg Castle is probably the reserve's most famous landmark, situated in the eastern side of Spreeburg Lake. At the center of the reserve, the castle was the seat of the Lords of Königsegla. It appears to be the first mentioned in sources indirectly below. Da, ci că e cel mai important landmark pe hartă. Landmark este practic punct de atracție, centru, chestii, treburi, alea. Holy shit! Cât de mișto poate să fie. Bă, e detaliat? Bă, nu e doar așa pur și simplu. Wow! Ok. Ok, interesant asta. Nu mă așteptam să găsim așa ceva. Tare de tot. Opa, și semne, cred că. Asta ce-s aici? What? Am găsit o colectibilă. What? O steluță. What? Ce-i asta? Te așezi mult la codex. The fuck is this, man? Wild man Pacific Central Hunting Law Hunter Tutorial Mission. Mission items? No. Nu știu unde să dau. În fine, fuck it. Mamă, ce tare. Bă, uite-mă că am mai schimbat chestia, vezi? Am mai schimbat pe aici treburi. Holy smokes. Tare. Deci îmi place. E o surpriză plăcută. Lookout point. Oh, wow. Ok. Am descoperit un nou lookout. Nice. Tărișor de tărișor. Așa, și o avem acum pe hartă? Oh, da. Uite aici. remove waypoint. Nice. Nasol că nu mă pot teleporta. Asta nu-mi place. Asta chiar nu-mi place, că e cu lookout și nu e cu home outpost de ăsta. Home, cum se numește. Asta e nasol, dar hei, nu le putem avea pe toate. Pot să cobor cumva jos acolo. Cred că nu pot decât pe altă parte. Alina 5 km. Până vine Alin pacilea. Ho. Mai durează. Nu știu dacă avem Și dacă avem urme pe aici, mi-e cam frică să mă dau jos. Hai da! Hai un picuț! Opa. Unde ar putea să fie un home de la pe aici? Nu cred că ar putea fi, a? Poate pici? Poate pici ar putea fi? E mișto și să mergi așa cu ATV-uri să explorezi. E foarte fain. Mai vezi din hartă, mai explorezi harta. Și totodată afli și unde sunt cele mai bucate zone. Oi, pe partea cealaltă arată fain de tot. Și pe partea cealaltă a lacului arată bine. Cred că în episodul următor mergem să descoperim și altă parte a la... Oh! Vai! Ok, mi-a luat un pic la viață cu faza aia. Să nu mai fac niciodată. Dar uite, în partea cealaltă... Oh shit, stai. Aici oricum n-am urme sau ceva. Văd în față o construcție. Ai, construcție mică aia. Ok. Nu e pic de animal pe aici. Bă, niciunul. Nici măcar unul. Ia să mergem noi ușor așa.
Încotro e bine să mergem în dreapta sau în stânga? Nu știu sigur ce e aici. Aha! Astea cred că sunt parcele. Astea de aici cred că sunt parcele. Știi ce? O voi lua în stânga. Uite pe aici. Au mai multe chestii de descoperit prin stânga. Și cred eu că o să fie mult mai ok decât dacă o luăm în dreapta. Nu văd nimic interesant pe aici și nici măcar nicio urmă. Bun, o să ne oprim aici. O zi de succes și asta. Am și explorat și am și luat 3 căprioare. Sper că v-a plăcut iar până data viitoare. V-am salutat!